Un bărbat a ajuns în arest după ce a pătruns în curtea în care locuiește chiar fosta sa parteneră de viață. Femeia în vârstă de 41 de ani a apelat disperată la ajutorul oamenilor legii după ce fostul soț a amenințat-o cu moartea, acesta având asupra sa și un cuțit. Potrivit victimei, bărbatul a devenit violent și a distrus ușa locuinței cu arma ce o avea asupra sa. Cuțitul a fost aruncat în curtea vecinilor după ce femeia a alertat autoritățile. La data de 17 mai, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al un bărbat de 46 de ani din Săulești, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, amenințare și distrugere, a transmis Miruna Preșbeanu, portător de cuvânt al IPJ Gorș. Cercetările continuă în acest caz pentru a se putea stabili cu exactitate împrejurările în care s-au comis faptele.